Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să vorbim despre sezonul gemenilor. Ce aduce pentru fiecare dintre noi? Ce înseamnă sezonul gemenilor? Înseamnă că soarele intră în gemeni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începe zodia gemeni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începând cu 21 mai până pe 21 iunie, copiii se vor naște sub această zodie, sub acest semn. Mai depinde puțin de oră, pentru că soarele pe 21 iunie până la o anumită oră este în continuare în Taur, dar pe urmă va fi în Rac. Deci între 21 mai și 21 iunie, soarele va sta în semnul gemenilor. Ieșim din sezonul Taurului și ne ducem în cel al gemenilor. Tot explic lucrul acesta pentru că oamenii văd câte o emisiune din asta sau citesc câte un articol și îmi spun: Daniela, mama a auzit undeva că a intrat soarele acolo. Ce înseamnă asta? Și zic, începe zodia aia, că aia înseamnă să fii perfect Taur, gemen, rac. Înseamnă că atunci când te-ai născut, soarele era într-un semn, că asta dă zodia. Poziția soarelui în momentul nașterii. Mă rog. Discuții din astea, profunde, filozofice, înțelepte, foarte simpliste, doar că oamenii nu știu ce înseamnă lucrul ăsta și li se spun așa: mamă, începe sezonul gemenilor, intră soarele în gemeni. Eu te fac puțin ASMR aici, parcă așa se numește. Trecem de la Taurul, care este fixist, dur, conservator, tradițional, și-a vorbit despre bani, nu degeaba în ultima lună. Țineți minte, am avut și eclipsele pe 30, pe 16 mai. Pe axa aceasta, destul de puternică, Taură, Scorpion, așa. Bani, resurse, crize financiare, energie, din asta ce place acestei crize. Uh-huh. Dar trecem acum cu soarele în gemeni, pentru o lună. Și de la Taurul Căpos trecem la nevoia, hai mă să vedem și din alt grad. Am mai spus eu într-o emisiune, a spus o arhitectă la una: domnule, când avem 360 de grade, de ce să văd doar dintr-un grad? Hai să mă duc să văd din toate gradele posibile situația respectivă. Asta ne învață soarele în gemeni. De la aici, nu mai există altceva, hai să vedem, există și aia, există... Nu știm încă ce alegem, că atunci când avem soarele în gemeni, nu trebuie să luăm neapărat o decizie, dar trebuie să vedem o altă perspectivă, să facem mici schimbări în viața noastră și să vedem micile alea schimbări către ce duc. Gândiți-vă că soarele în gemeni face trecerea de la Taurul, sezonul Taurului, când băgăm sămânța în pământ, așa, la soarele în rac, când începe să încolțească, da? Când începe să prindă acolo, sub sol, să prindă rădăcină, că asta face soarele în rac. Și pe mă către soarele în leu, care aduce rodul și înflorirea lui în timpul verii. Deci, cu sezonul în gemeni, vrem schimbare, vrem să învățăm, vrem să studiem, vrem să diversificăm, vrem să ne adaptăm la situație și suntem mai sociabili. Nu sunt evenimente extraordinare cu acest soare în gemeni, avem, doar atâta vă amintesc, pe 30 mai avem o lună nouă în gemeni și pe 14 iunie avem o lună plină în săgetători. Atunci va fi destul de activat. Hai să ne uităm, pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă intrarea soarelui în gemeni, ce se aduce sezonul gemenilor, așa. Ca de fiecare dată explic așa, imaginați-vă că sunteți o casă cu 12 camere. Fiecare cameră reprezintă un domeniu al vieții voastre. Când soarele intră în gemeni, pentru fiecare casa respectivă va fi activată, da? Se face lumină, aprindeți lumina acolo și ziceți: ups, trebuie să fac curățenie, ups, trebuie să mătur, ups, trebuie să mai schimb, să mai fac un nou lacăt, să mai pun o încuietoare, să mai iau un umeraș, cum soarele în gemeni. Mă îmbrac cu haina roșie sau mă îmbrac cu haina albastră? Îmi iau pantalonia sau fac? Mai stau pe acasă sau plec? Din astea, de nehotărârile, dar de fapt nevoia de a vedea diferit lucrurile și de a ne adapta. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Ce ne rezervă, adică unde se duce lumina, ce devine important, unde se duce un focus, că de fapt despre asta este vorba. Unde va trebui să fim atenți în următoarea perioadă, de pe 21 mai până pe 21. Și începe cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Păi unde trebuie să fim atenți? La casa a treia. Următoarea lună, dat fiind faptul că e și Mercurul ăsta retrograd, ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor: acte, documente, chestiuni administrative, examene, restanțe, drumuri. Soarele în gemeni zice: mai ieși din casă, mai du-te la un ghișeu, mai rezolvă ceva, mai vorbește cu contabilul, mai mută-ți banii de acolo până acolo, mai vezi ce se întâmplă cu frații și surorile, discută cu oamenii apropiați. Deci la tine soarele trece exact prin casa a treia, care ține de comunicare, de acte, de documente, de administrativ, de toată partea aceasta. Deci următoarea lună tu va trebui să spui la punctul, nu o să fie ușor.
Pentru că soarele în Gemeni e astăzi așa, mâine așa, apoi mâine altfel și nu mai înțelegi tu nimic. Dar față de acum o lună când nu făceai nimic, acum recuperezi. Acum e pe supracompensare. Da? Dar chiar aveți grijă la tot ce ține de acte, mai ales când vine vorba de chestiuni financiare. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. La voi soarele se duce în casa a doua și veți fi preocupați de bani. Până pe 21 iunie sunteți mai atenți la salariu, la ce faceți cu el, la venituri, la cheltuieli cu soarele prin casa a doua. Poate la un dat mai cheltuiți banii cum i-ați fi cheltuit acum o lună, dar dacă vă rămân bani ziceți, pot să fac ceva cu ei. Adică, soarele ce zice? Vă duceți în camera cu banii și deschideți lumina și ziceți, am bani, păi să-i cheltuiesc, păi să-i investesc, să fac ceva. Sau, de ce nu, dacă sunteți într-o perioadă de schimbare a locului de muncă cu soarele în casa a doua, vă lăudați mai mult. Vă lăudați, vă valorificați, vă observați și voi talentele pe care le dați lumii și cereți mai mulți bani. E o perioadă în care trebuie să învățați să negociați pentru timpul, pentru energia voastră, da? Vedeți că s-ar putea să fiți și mână sparte, mai ales când e vorba de generozitate. Nu vă aruncați atât de mult. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Ei, soarele intră în semnul vostru. Vă aduce vitalitate, pofte de viață, o să vă planificați concediu, o să vă planificați multe evenimente, o să vreți să mergeți, țineți cont că aveți și Jupiter în casa 11, să mergeți și la un botez, și la o nuntă, și la o petrecere, și la o tăiere de moți, și într-o vacanță, și cu prietenii, și mai apar, adică nu vreți să vă plictisiți. Pe de altă parte, cei din jurul vostru, nici ei nu se vor plictisi, pentru că voi le propuneți tot felul de lucruri. O să vă priască mult să știți intrarea soarelui în semnul vostru. Bineînțeles, ar fi păcat să nu fiți atenți și la tot ce înseamnă sănătate, că soarele se duce în casa întâi, camera aceea din casă, care zice mai dormi, mai mănâncă, mai fă niște mișcare, mai învață, mai studiază. Țineți și mintea și trupul, ține-le ocupate și în mișcare permanent. Deci în arac sau cei cu ascendentul arac. Pentru voi vine perioada de hibernare, să zicem așa. Nu că nu veți participa la evenimente, nu că veți întreprinde tot felul de activități, doar că veți sta mai în spate, mai retras și la serviciu, și acasă, și cu prietenii. Deci pentru că soarele este în casa a 12 și casa a 12 este o cameră a retragerii, este altarul vostru. Adică se deschide lumina în camera care vă este altar sau camera aceea în care vă duceți și plângeți și vă consumați emoțiile și vă scoateți demonii interior și vă descărcați ca să vă puteți încărca, adică goliți ceva ca să puteți umple pe urmă când soarele intră în semnul vostru. Vă rog să aveți grijă la somn, la tot ce înseamnă stil de viață, dar v-aș mai recomanda să evitați să stați în preajma persoanelor toxice mai mult decât este cazul. Dacă vă sunt rude și trebuie să vorbiți, asta este, dar nu insistați să-i salvați, nu insistați să vă sacrificați, oricum pot fi și vești mai neplăcute, tocmai ca să vă facă să stați în lumea voastră acolo și să vă preocupați pentru alte lucruri, nu doar pentru cele lumești. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul Leu. Vă priește! Soarele se duce în casa 11-a și veți avea acces la niște evenimente, la niște oameni, la unele situații care să vă ofere o altă perspectivă asupra vieții sau cel puțin asupra viitorului apropiat, planurilor pe care vreți să vi le faceți. Că dacă atât timp cât a fost soarele în Taur ați fost destul de tributari unui stil anume, mai ales în zona profesională, dintr-o dată ziceți, domnule, hai să respirăm, că asta face soarele în Gemeni. Vă dă mai mult aer. Hai mă să ies puțin de aici. Hai mă să văd ce alți oameni. Hai să văd alții cum fac. Hai să văd alții ce au reușit până acum. Deci, vedeți că s-ar putea să existe schimbări, că și cu Mercurul retrograd, schimbări, ziceți acum mă duc acolo, nu mai puteți să vă duceți acolo, întârzieri, blocaje, dar ca soarele în Gemeni nu e ceva grav, e ceva așa superficial, care să vă pună pe gânduri, că aveți nevoie să vă puneți pe gânduri, mai ales după ce a fost soarele în Taur. Deci toată zona socială de evenimente, de prieteni. Nu luați nimic personal ce se întâmplă cu prietenii. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Începe o perioadă importantă. Sezonul Gemenilor pentru voi se petrece în casa 10, în casa carierei. Și pentru că l-avem și pe Mercur retrograd pentru o bună bucată din acest sezon, ce înseamnă? Trebuie să aveți grijă la cum discutați cu șefii, la schimbările care se produc, schimbările ierarhice în compania în care faceți parte. Trebuie să aveți grijă la orice faceți, pentru că faptele voastre de la locul de muncă vor fi mult mai vizibile.
Dacă până acum reușea să ascundeți niște chestii neplăcute, nu o să mai puteți să le ascundeți. Sau, dintr-o dată, veți fi mai apreciați pentru ceea ce realizați. Aveți reflectoarele pe voi, din punct de vedere, sunt acolo. Adică trebuie să călcați ca pe coș de ou, cum se zice, știți? De pe 21 mai până pe 21 iunie. Dar în același timp, cu soarele în casa 10-a, poate să vină așa un curaj din acesta de a vă duce și a zice: eu vreau să fiu promovat, eu vreau un alt departament, eu vreau să avansez, eu vreau un rol mai important, sau vă găsiți o persoană cu autoritate față de care să vă lipiți altfel. Dar vedeți că totul va fi vizibil în viața voastră, nu doar din punct de vedere profesional. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Soarele se duce în casa nouă. Vis, vă priește, că e în semn de aer, voi semn de aer, aveți în casa a șaptea pe Jupiter, ce să începe o perioadă din aceasta în care să ieșiți din casă, să vă planificați călătorii, vacanțe, concedii, cursuri, studii, poate aveți în perioada aceasta examene, teze și alte lucruri, sau restanțe, sau vă pregătiți de o sesiune, e nemaipomenită perioada cu soarele în casa noua, vine și această nevoie de a crede în ceva, de a vă raporta la o ființă, fie la Dumnezeu, la zei, la partea aceasta spirituală, și treceți prin momente timp de o lună în care să vă reluați principiile și valorile, să vă dați seama în cine credeți, de ce credeți, de ce insistați acolo, ce ați putea schimba, ce ați putea îmbunătăți. De fapt, soarele prin casa noua vorbește despre învățare. Cum să fac să-mi fie mai bine? Nu ca aici la firul ierbii, așa ca toată lumea, dar cum să-mi fac să-mi fie mult mai bine față de alții, că vă veți compara, că voi vă comparați tot timpul și soarele în gemeni face chestia, dar aveți nevoie să învățați ceva. Poate vreți să mergeți la un eveniment din acesta mai selectiv, mai elitist, și aveți nevoie de o anumită cunoaștere. Dar vedeți, în următoarea lună chiar trebuie să învățați. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Soarele se duce în casa 8-a și pentru că sunteți destul de preocupați, de fapt toată planeta este preocupată de partea financiară, trebuie să vă gândiți până pe 21 iunie care este relația voastră cu instituțiile financiare. Poate aveți un credit, poate vreți să luați un credit. Care sunt discuțiile voastre cu partenerul? Poate divorțați, trebuie să vorbiți despre un partaj, sau poate trageți de un partaj de mult timp, sau poate trebuie să recuperați niște bani în urma unei relații, în urma unei căsătorii, sau o pensie alimentară pentru copil, da? Se va discuta despre moșteniri, se va discuta despre pensie, da? Se va discuta foarte mult de oamenii care depind de voi sau de oamenii de care depindeți voi din punct de vedere financiar. Astea apar pe tavă. Dar cert este că trebuie să fiți atenți la câți bani vreți să luați cu împrumut, la câți bani vreți să dați cu împrumut. Pot fi și situații neașteptate, pot fi și situații pe care nu le puteți, nu știu, controla deloc. Așa, și începe o perioadă în care se aflați secrete. Dar în același timp nu e cazul să le purtați ducolo până acolo, pentru că telefonul fără fir nu va ajuta absolut nimic. Și grijă mare, pentru că pentru voi soarele prin casa 8-a, mai ales că e în gemeni, vă face puțin paranoici, vă face să vă gândiți la tot felul de scenarii care nu există, dar vă place vouă să vă gândiți la ele. Dacă nu credeți și nu le aplicați, e perfect. Trecem la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetător. Soarele se duce în casa a șaptea. Aveți în casa a cincea pe Jupiter. Un pic va mai fi și Venus acolo până pe 28 mai. Deci, ce aș putea eu să vă spun vouă? Dacă sunteți singuri, puteți să cunoașteți oameni foarte interesanți. Dacă sunteți într-o relație care nu funcționează, puteți să o rupeți sau puteți să o îmbunătățiți, puteți să intrați într-un fel de evenimente, să vă cunoașteți partenerul mai bine. Sau dacă vreți să rămâneți singuri, flirt. Oricum, vara aceasta pentru voi e bună pentru flirt, pentru aventuri, pentru pasiuni, pentru romantism, pentru iubire de sine în primul și în primul rând. Trebuie să ținem cont de chestiunea asta. Aveți grijă totuși cu soarele în casa a șapte la toate chestiunile legale. La tot ce înseamnă dacă sunteți avocați, dacă aveți un proces, dacă aveți ceva de rezolvat, o amendă, din astea, știți? Să aveți grijă la tot ce înseamnă juridic și legal. În rest, pe partea relațională, e o efervescență uimitoare. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Soarele trece prin casa a șasea. Ce aș putea să vă spun? Ce știți deja? Muncă multă. Muncă multă, să nu vă bazați că dacă știți că la începutul lunii aveți 2-3 proiecte, rămân alea. Nu rămân alea. Mai apar și altele și mai apar și altele și mai apar altele. Și astăzi, luni, știați că lucrați la 3 proiecte, mâine, marți, aflați că mai sunt alte 3 proiecte. Miercuri vă o să fiți ceva de genul, trebuie să le curești și pe alea de luni și pe alea de marți.
soarele în gemeni o să vă distrugă puțin posibilitatea de a prioritiza și veți fi nevoiți să lucrați la mai multe lucruri în același timp. Nu vă place, nu vă convine, dar până la urmă nu strică nimănui să își dea seama din când în când, dom'le, poți să cânti și la sambal, și la pian, și la chitară în același timp. Să fiți o întreagă orchestră în sezonul gemenilor. Relația cu colegii e importantă, nu înseamnă că e bună sau rea, înseamnă că acolo se întâmplă lucruri, da, cu soarele prin casa a șasea. De asemenea, stilul vostru de lucru s-ar putea să îi influențeze și pe ceilalți, că dacă o văd pe voi dispus să lucrați la mai multe proiecte, vor încerca și ceilalți. Dar nu toată lumea este capabilă să facă lucrul acesta, deci nu prioritizare, va fi un pic de haos, trebuie să recunosc, în viața voastră și tocmai pentru că vine haosul, vine și momentul, scadența, în care să vă dați seama dacă mâncați bine, dormiți bine, există un echilibru, viață profesională, viață personală, e acolo să vă dați seama. Începe o perioadă bună să vă luați un animal, să știți. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Soarele trece prin casa a cincea. Bucurie, veselie, desenat, cântat, joacă. Cu soarele prin casa a cincea, indiferent de vârsta pe care o ai, de statut, de educație, de experiență, nu trebuie să fii copil să te joci. Nu trebuie. Poți să te exprimarea de sine, să creezi, ai nevoie să creezi. Orice, nu știu, în casă pui altfel mobila, te duci la un curs de olărit, îți faci grădina altfel, te duci la un curs de cântat, desenezi, pictezi, te uiți la filme, la documentare, mergi la teatru, mergi la evenimente, la concerte. Asta face soarele în casa a cincea. Bineînțeles că te poate face și un pic în casa nouă și te poate face romantică, te poate face foarte... Puteți să fiți și cuceritori, dar să și cuceriți. Adică e o competiție din aceasta în alea amorului cu soarele prin casa a cincea. Relația cu copiii va fi destul de importantă pentru voi în sezonul gemenilor. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Familia este importantă. Evenimentele de acolo vă canalizează atenția în altă zonă. Vă scot din tumultul vostru și vă arată că, domnule, aveți o fundație, aveți o mamă, aveți un tată. De ce vă chinuiți atât de mult? Adică, știți... Iubirea pentru părinți înseamnă să faceți în așa fel încât să vă fie bine, nu că i-am luat mama aia, i-am luat tata aia, i-am dus acolo, i-am plimbat, nu. Iubirea pentru părinți, recunoașterea, cum să vă spun, sentimentul de mulțumire, da? Nu este să le luați lucruri, este să vă face să vă fie bine. Aia înseamnă iubirea pentru cei dragi. Eu nu mai stau într-un loc de muncă, nu știu, nu-mi face bine, eu nu mai stau într-o relație toxică, eu îmi dau seama că sunt bolnav, mă duc la doctor, aveți nevoie de o bază. Baza, dacă există, folosiți-vă, dar dacă nu există, nu aveți poate o familie, nu aveți o persoană apropiată, construiți-vă voi baza, fiți voi familia voastră, astfel încât să vă puteți face o bază, o piramidă pe urmă, că tot vorbim noi de iluminate și piramide, deci vă trebuie o fundație serioasă cu soarele prin casa a patra. Chestiunile legate de gospodărie, reparații, schimbări, redecorări și astea sunt destul de importante în sezonul gemenilor. Dragii mei, ce să vă spun? Să vă priască sezonul gemenilor, să faceți multe schimbări în viața voastră, pentru că începe vara și trebuie trebuie să fim așa, să ne îmbrăcăm altfel, să ne coafăm altfel, să ieșim cu prietenii, să nu stăm doar în casă, să ne bucurăm de viață, că asta face soarele în gemeni. Un pic de colo, un pic de colo, un pic de cherry picking, că apoi când trece soarele în rac o să fim mai așezați.